Din păcate, iarăși am strâns, că nu mi-a făcut jocul. 6 are libertatea să-mi oferă un 2. Atunci, da. Atunci, iată că 4 acela, când îmi pas la 2, vine 7. 7 este număr... dar... Deci, da. În loc de 1994, noi vrem să modificăm pe 1994 cu altcineva. Hai să zicem cu, doar cu 94. Poftim, cu 94. Deci în loc de 1994 să lăsăm numai 94. Și ar fi 94 pe lângă un număr foarte lung, că și 94 se află în cârdul acela, nu? Tot așa un număr lung, care se termină cu 1 la sfârșit și egal mai departe cu 2 ori cât vine? 2 ori 97, nu așa? Da. Ori un număr foarte lung care se termină cu 1. Și iată cum am făcut egheșițiu. Da? Da. Da? Ai înțeles? Da. Ai înțeles aici că noi trebuie să-l facem pe 2 să fie trist. 2 să nu aibă șanse să câștige vreun 2 de undeva. 94 împărțit la 2 face ultima cifră 7 și-l termină impar. Ia să mai vedem noi... și ultimul fiind cu... Deci așteptați puțin, că mă cheamă puțin părinții. Da, te rog. Da. Așa, da, și până când vine el cu telefonul, probabil că bietul de el nu s-a așteptat la o discuție de asta așa lungă. Deci, dragilor, acum eu sigur că am plusat, am mers un pic mai departe. Am dorit să văd dacă asta înseamnă perspectiva profesorului care își propune ceva mai mult decât simplu egheșițiu rezolvat și entuziasmul maxim. Dacă el a înțeles, perfect. Și ideea mea este asta, să vedem dacă modificând el și înțelege cum să-l modifice pe 1994, încât să ajungă la aceeași situație, nu? Cu număr impar și doar multiplu de 2. De fapt, trebuie să meargă așa, că pe 1994 trebuie să, în loc de 1994, trebuie să zică 2 ori un număr impar. 2 ori 17. 2 ori orice număr. 2 ori 80 9, da? 2 ori 89. Deci 2 ori orice număr impar. Dacă scriem 2 ori orice număr impar, atunci egheșițiul merge foarte bine. Deci, să ne înțelegem, mai vine sau nu mai vine el, eu finalizez egheșițiul, spunându-vă, dragilor, că profesorul din mine, pentru a se convinge că el a înțeles și că egheșițul acesta merită să... Nu ne depărtăm, nu plecăm de la egheșițiu. Foarte mulți spun așa, păi da, cât trebuie să fac egheșiții. Păi să faci, unul să-l faci, dar să-l faci să înțeleagă bine copilul. Deci, înțeleg acum că în 1994 trebuie să fie egal cu 2K cu virgulă K impar. Și atunci, toate egheșițile acestea putem modifica, nu? O sumedenie de egheșiții. Și tot atât de bine, de ce 2 ori K? 2 ori K e K impar și care să fie mai mic, deci 2K ăsta, să fie mai mic decât 2013. De ce să fie mai mic decât 2013? Pentru ca să-l găsesc prin cârdul numerelor de la 1 ori 2 ori 3 până la 2013, să-l pot descoperi. Deci, toate egheșițile de tipul acestora au la bază șmecheria asta. Acum când am descoperit, vedeți, merită să faci un spectacol, pur și simplu. Când am descoperit care a fost șmecheria, toate egheșițile acestea de
mod, din forma aceasta, da? Deci radical din 1 ori 2 ori puncte, puncte, ori n, ori n, deci toate numele 1 ori 2 ori n, plus, ori, plus un 2k, nu aparțin numerelor, nu aparțin numerelor naturale. Unde k e mai 2k ăsta, 2k, 2 ori k, trebuie să fie mai mic decât n, mai mic egal decât n, și k impar. Da? K impar. Iată cum am generalizat exercițiul acesta, încât toți cei care ați urmărit debutul în exercițiu, felul care am tatonat, felul care am gândit, veți fi încântați să constatați că numărul acesta, 1, sau pe scurt, n factorial, plus 2k, da, n factorial plus 2k, cu k impar, cu k impar și cu 2k mai mic egal decât n factorial, decât n, pardon, mai mic egal decât n, radical atunci, radical din n factorial plus 2k, da? N factorial plus 2k nu aparține numerelor naturale. Deci nu îi pătrat perfect, cu alte cuvinte, nu putem extrage radical. Asta înseamnă generalizarea exercițiului. Asta înseamnă de ce? Pentru că n factorial plus 2k, n factorial plus 2k, se scrie, dragilor, ca fiind egal cu 2 ori k, 2 ori k, ori un număr care are la sfârșit 1. Un număr lung care are la sfârșit 1. Și cum k impar, numărul ăsta este impar, atunci acesta e diferit, rezultatul produsului acesta e diferit de un pătrat perfect. Diferit de pe pătrat. Pătrate perfecte. Da? Deci, cei care veți vedea filmulețul acesta, vă veți înțelege de ce lecțiile mele sunt ca o rugăciune. Vreau să vă spun că nu m-am mulțumit în toate filmele pe care le-am făcut, nu m-am mulțumit să fac egheșițiu în sine. Și plecând de la un egheșițiu, am desfăcut, am desfășurat pe baza lui o activitate atentă. De fapt, ce îmi propun este să dezvolt actul de creație. De la o problemă face o altă problemă și o altă problemă. În final, să îndrăsnești cu mintea să ajungi în lucrurile, în locurile mai greu accesibile. Dar numai dacă îndrăsnești, reușești. Deci acest exercițiu putea să fie terminat după bucuria care am trăit-o, ați văzut împreună cu elevul, aceea de a fi reușit să scrim pe numărul de subradical ca 2 ori 997, 2 ori 997, ori numărul 1111, diferit de un pătrat perfect, puteam spune, la revedere, am făcut exercițiul, ce bine e. Ce a făcut profesorul din mine? Așa cum am făcut de toată viața. Nu m-am mulțumit cu doar rezolvarea în sine. Și am zis, a înțeles el egheșițul acesta cum trebuie? Dacă da, este în stare să modifice doar atât, pe 1994. Să pun un alt număr, adică a înțeles el că 1994 trebuie să fie scris ca 2 ori un număr impar? Ați văzut că la început a zis un număr la întâmplare,
înțelegând foarte bine problema. Deci, la întâmplare, după ce l-am dirijat și am zis hai să terminăm cu 1992, ne-am dat seama că nu merge, pentru că 1992 e multiplu chiar de 4 și atunci are un 2. Am zis hai să luăm altceva și în sfârșit în loc de, am pus 94, 94 mi-a dat, m-a dus ușor spre 2 ori un număr impar. Deci numai 2 ori număr impar. Nici eu n-am avut de la prima citire în față finalizarea asta, că trebuie scris acolo 2 ori un număr impar. Dar îndată ce l-am văzut pe 94 ca 2 ori 92 ori cât acolo, ori 47, trebuie scris, na? 2 ori 47, tot 97, da? Trebuie ori 2 ori 47. De atunci am început, am înțeles foarte bine că e vorba de șansa de a generaliza, nu? Deci 1 ori 2 ori 3 ori N plus 2K aparțin numerele naturale și atunci iată vi l-am prezentat acest exercițiu deosebit de frumos. Sigur, urma cu el, așa cum am parcurs acești pași, să descopere el asta. Abia când el este în stare să descopere și să facă generalizarea exercițiului, să găsească chestia asta, abia acolo suntem convinși că a înțeles foarte bine exercițiul, el la rândul fiind în stare să facă exercițiile acestea suficiente. Nu știu dacă autorul a avut în vedere generalizarea, poate a avut în vedere numai chestia asta, pe 1994 fiind unul dintre factorii acestui produs, fiind dar 2 ori așa, cred că asta este miezul problemei, dar ce să vă spun? Nu găsiți explicațiile și făcute așa. În orice manual printat, oricum ar fi el, cât ar fi de laborios făcut, ar fi de drăguț, nu poate să fie prinsă partea asta didactică, pedagogică, metodică asta, felul în care trebuie să cobor la nivelul minții elevului și să-l ghidonezi ca el să aibă starea asta de mine să spună, uite ce frumos am înregistrat, am reținut exercițiul ăsta. Am o bucurie imensă, am generalizat deja. Nu, până să ajungi acolo, sigur că trebuie să pași mărunți făcuți, dar putem să-i ducem pe copiii noștri spre culmile acestea de creativitate, de inventivitate, de înțelegerea exercițiului și de să trăiască frumusețea exercițiului. Dacă nu ajunge, iată, el mă găsesc cu un minut mai devreme. Deci mă găsesc pe minut acolo, am găsit prof online și a spus, ia să mă, îl preocupa exercițiul, nu știa să-l fac. Zice, e un exercițiu de tip olimpiadă. Da, e de tip olimpiadă. Dar a dorit, a cercetat. Cei foarte mulți care nu știu de prof online au o mare tristețe, că acolo sunt și, nu exerciții de tipul ăsta. Acestea sunt exerciții preparate, dar eu am coborât la nivelul masei, a celor de început, de ce? Și cu tabla mulțirii, la clasa 0, totul este făcut acolo. Spre bucuria voastră, numai trebuie să îndrăzniți. Iar spun și repet, de ce n-or face cei care știu de prof online? Și presa. Mare rugăminte am la voi din presă. Aveți și voi copii, aveți. Matematica suferă enorm și fără o așezarea la baza, este regina tuturor științelor și matematica. Și fără o înțelegere de forma aceasta, de tipul acesta, nu avem nicio șansă. Celelalte obiecte pe care să le abordăm și să avem șanse să putem face noi progres. Asta e școala pe care o vreau, aceea în care copilul trebuie învățat să gândească. Deci tot secretul este să vă înveți să gândească. Așa că niște formule le punem una peste alta acolo și facem așa și ne bucurăm că am făcut multe exerciții. Nu, e nesemnificativ. Deci, dragilor, aș putea să vă vorbesc. Să spuneam că sunt trist pentru că cei care știu de prof online nu-l fac cunoscut. E drept că s-a ajuns acum la aproape 12 milioane numai pe YouTube, deci în jur de 14-15 milioane pe total de accesări,
Spuneam că așa cum fac aceste ghișițe, am fost pus în situația de a fi surat din Canada. Toți vorbitorii din limba română pot beneficia. Voi politicieni care aveți interes să faceți, să fiți cunoscuți, să faceți ceva concret pentru învățământ. Voi cei care puteți exploata domnului președinte, vin în alegeri prezidențiale, vin. Ce ușor vă este ca și profesor să spuneți, da, iată, acesta, există prof online, doar atât, există prof online. Să trimite pe toți, să aibă toți șanse egale. Deci tristețea mea de aici vine. Că iată cum întâmplător te poate găsi un copil care are o problemă și vrea să o rezolve cineva. Cine? Hai să vezi pe internet, a găsit pe prof online. Deci asta am este. Sau presa, faceți cunoscut prof online pentru că faceți un bine tuturor celor care au nevoie de asta. La revedere, dragilor!